național de dansuri populare Joc. Thank you.
Luca Moganu, din Burgulei. Thank you.
dansuri populare, joc! Thank you.
Thank you.
Ansamblul Național Academic de Dansuri Populare. Joc! Afară pe fiecare doamna Aliona cu un colac cop de colegii mei de la Direcția Cultură. Mai în glumă mai în serios, dar o avem aici pe doamna Elena Pleșca, care face această minunăție de pâine tradițională, iar prosoapele sunt țesute la Negrea. Vreau aici să-l văd pe Marin Gheras. Custică? Invită în scenă vicepreședintele Raionului Cimișlia, domnul Vadim Torgai. Văd că președintele nu este. Vreau să invit în scenă toți colegii mei, doamna Aliona, știți ce înseamnă asta? Că, de fapt, munca noastră rămâne în spate cumva. Larisa Grădinaru, Natalia Ciubotaru, Tatiana Sârbu, Victor Stână, Rodion Nechit, fetele de la Centrul Raional de Tineret, colegii mei din sate care sunt aici, îi văd, de la Ialpojeni, de la Satul Nou, de la Batâr, de la Hârtop. Dragii noștri, vreau să las această diplomă, domnule vicepreședinte, pentru că avem un ansamblu foarte serios în spate. Știu că aveți emoții și trofeele la fiecare. Da, domnule Riotin. Da.
Atunci le citesc eu. Mai am putere. De la 11 până la 5 și este timp. Pentru înaltă măestrie artistică și contribuție substanțială la solidarizarea comunității prin intermediul muzicii și dansului și inventarierea lor prin unitatea stilistică și diversitatea funcțională, anume în cadrul Festivalului Transfrontalier al Dansului Popular în memoria coregrafului cimișlian Ion Bazatin. Diplomă de onoare se te cernează doamne Aleona Strâmbeanu, directoare Joc. Aplauzuri. Contabila mea șef va duce greul cules de anul acesta. Mulțumim din suflet, mulțumim pentru acest proiect extraordinar, pentru eternizarea unor nume importante a culturii noastre naționale, cum este Ion Bazatin, unul din coregrafii extraordinari, foarte importanți în arta coregrafică națională, fiindcă Ion Bazatin, Vladimir Curbeț, Spiridon Mocanu, Ion Furnică, aceștia au fost genii adevărate care au creat valori extraordinare. Jocul este o creație mare, o creație care dăinuie și care vine de fiecare dată către dumneavoastră să vă bucure inimile. Și dacă am reușit, este datorită marilor genii, dar nu numai, și acestor minunați dansatori care prin muncă, talent, maestrie, reușesc să construiască această istorie frumoasă a poporului nostru care se numește Ansamblul Național Academic de Dansuri Populare Joc. Vă mulțumim din inimă și vă dorim dumneavoastră perseverență în continuare și vă promitem că venim și la alte ediții acestui minunat festival. Mulțumim, vă dat Ansamblul Joc. Diplomă se decernează domnul Marin Gheras, dirijor. Dirijorul! Maestru al Naiului și eu vreau să vă urez, maestre, putere, răbdare, dragoste, că noi vă iubim destul, suficient. Vreau să-l văd aici pe coregraful șef al jocului, Andrei Malcoci. Ia să vedeți ce băiat frumos vine aici. Andrei, să trăiești, să înflorești, că ne trebuiești. Și vreau să văd aici o pereche din ansamblu Joc, cum ridică diploma, căia voastră și trofeul evenimentului. Care-i cea mai îndrăzneață? Cu căciula! Cristian Luleov, cel care, știți, ca de Crăciun, strânge colacii. Și Anastasia Chimenco. Să înțeleg că cei mai faini. Unii din... Domnilor și domnilor, eu vă mulțumesc extraordinar de mult dumneavoastră pentru că ați avut tărie și ați rezistat 7 ore. Eu cred că în istoria Republicii Moldova așa marafon a dansului popular nu există. Însă eu sunt convins că ați primit atâta energie pozitivă, așa un drive, că o să mergeți acasă și o să țineți minte că câteva săptămâni toate, tot ce s-a petrecut aici în scenă. Vreau să mulțumesc mult, dragilor noștri artiști, la toți, începând cu Joc și numerotând pe toți ceilalți 11 care au muncit astăzi în scenă și au muncit destul de mult și puternic, perseverent. Vreau să mulțumesc Consiliului Raional, care a bugetat consilierilor care au votat bugetul și sigur că o să ajungem și la cei care au petrecut acest festival, însă îi lăsăm ca cireașa de pe tort. Vreau să vă mulțumesc dumneavoastră că ați venit la acest spectacol și nu ne-ați lăsat cu sala goală,
să ne dăm de rușine față de aceștia genii ai dansului. Vă mulțumesc mult! Eu am așa o mare onoare din partea Consiliului Raional și a mea personală. Eu sunt curatorul aceștor talentați, prieteni, copii ai mei. Sunt niște oameni extraordinari. Ei astăzi au dovedit ce au, că pot face și prin munca lor au dovedit. Direcția Cultură, Tineret și Sport, în frunte cu doamna Iulia și Turism. Cer scuze. Și Turism, cer scuze. Turismul e de un an de zile, dar este. Doamne Iulia Cojocaru, vă mulțumim mult, doamna Iulia, în fruntea acestui echipe extraordinare, din partea Consiliului Raional și al meu personal. Fiți sănătoasă! Doamne Larisa Grădinaru, o doamnă extraordinară. Ei sunt o echipă puternică, ei stăcuți, dar ei rezolvă toate. Mersi mult, dragi echipi! Mersi mult! Eu vă mulțumesc mult încă o dată, dragii mei, și ne întâlnim și un an de zile, iar 7 ore de plăcere. Mulțumim mult! Mulțumesc televiziunii locale, care sper că în seară vom avea materialul pe YouTube. Andrei Bargan și Media TV Cimișlia o să ne vadă toată țara, să fiți siguri. Constantine! La mulți ani ansamblului Joc, încă o dată mulțumim pentru o seară extraordinară! Alături de mine, întreaga zi, a fost Constantin Ungureanu, fiul maestrului Tudor Ungureanu. Vreau să aduc mulțumiri regizorului de sunete, Ion Timotie, Andrei Gaie, Casei de Cultură Cimișlia, tuturor, de la îngrijitoare încăpere până la directoarea acestei instituții, vreau să aduc mulțumiri. Să ne trăiți, dragii noștri, trăiască cultura, trăiți și voi și vreau să ne iertați că v-am ținut în Sala Culturii preț de 7 ore. Dar așa dorea Ion Bazatin să dăinuiască dansul popular. Ne revedem în anul 2025, tot aici, la dansul lui Ion Bazatin. Vă mulțumesc!